În partea de sud est a bazinului Trei Scaune, în partea anterioară a munților Beretsk, se află Zagon, loc de pelerinaj a literaturii maghiare. Așezarea își datorează renumele lui Mikeș Kelemen, devenind una dintre cele mai cunoscute locuri ale ținutului secuiesc, fiind vizitat anual de mii de turiști. Crescut lângă domnitorul Rákóczi Ferenc al II-lea, urmându-l și în pribegie, Mikeș Kelemen s-a născut aici. Aici a petrecut copilăria, imaginile satului natal adorat, nefiind șterse nici de anii de exil de la Rodoșto. Autorul scrisorilor din Turcia, Mikeș, este considerat reformatorul prozei maghiare datorită stilului adoptat. Zagon este comună. Din punct de vedere administrativ, de Zagon aparține și Păpăuți. Situat la 30 de kilometri de reședința de județ Sfântul Gheorghe, este înconjurat de munți acoperiți cu păduri. La intrare, vizitatorii sunt primiți de o poartă secuiască monumentală. Pe înălțimile de deasupra satului se află lanțul carpatic. Această regiune este locuită din timpuri străvechi, însă primul document scris care amintește numele de Zagon este relativ târziu. În registrul din 1567 figurează cu 51 de porți, ceea ce însemna atunci 250-300 de persoane. Azi, comuna are peste 5.000 de locuitori, în proporție egală de naționalitate maghiară și română. Caracteristic vieții de zi cu zi a localnicilor a fost întotdeauna stilul de viață montan. Odinioară se făcea comerț cu materiale din lemn. Lemnul pentru construcții, scândura și îndrila era dusă mai ales la Brașov. Azi, localnicii trăiesc din agricultură, câțiva se ocupă cu turismul sau cu industria. Despre istoria Zagonului ne povestesc denumirile unor locuri: Totarseg, Kishvis, Noivis, care păstrează amintirea invaziei tătarilor și a luptelor purtate împotriva lor. În 1602 au fost recrutați 74 de tineri secui și erau amintite trei familii de nobili. În secolul al XVII-lea erau vremuri deosebit de grele. Secuii luptau sub diferite steaguri. Mikeș Pal a luptat alături de Tököli Imre împotriva absolutismului habsburgic, sfârșind prin a fi executat cu cruzime. Nu și-a văzut niciodată fiul pe Kelemen, care era încă în leagăn în curtea familiei Mikeș. Proprietatea lui Mikeș Pal a fost confiscată, apoi donată familiei Szentkereszti, adepta împăratului. Azi, conacul este cunoscut sub numele de Mikeș Szentkereszti, găzduind centrul cultural și muzeul. Clădirea deosebit de frumoasă, în stil baroc, a fost renovată între anii 1995-97. În timpul renovării s-a descoperit o grindă din 1632, pe care se văd inițialele lui Mikeș Boldizsár și a soției. Clădirea are acoperiș abrupt, dublu de șindrilă și ferestre deosebite, fiind astfel cea mai veche și mai frumoasă clădire din sat. Una dintre camerele conacului păstrează amintirea lui Mikeș Kelemen. Aici se păstrează diferite obiecte, documente ale pribiagului. Decisivă în viața și gândirea lui Mikeș Kelemen a fost participarea tatălui său în luptele curuților. De la vârsta de 12 ani a studiat la Cluj, la Colegiul Iezuiților, apoi la 17 ani a ajuns în curtea domnitorului Rákóczi Ferenc al II-lea, unde domnitorul a înființat grupul tinerilor nobili cu 100 de membri. Mikeș a fost aprod, după aceea ucenic, apoi a devenit apropiatul domnitorului. După înfrângerile suferite de curuți, a emigrat împreună cu domnitorul în Polonia, Franța, apoi Turcia. De la Rodoșto, întoarcerea acasă se părea fără speranță. După moartea lui Rákóczi, în 1735, și speranța a dispărut. Mikeș a murit cu 26 de ani mai târziu la Rodoșto, în boala secolului, ciumă. A dus cu el în exil viziunea populară și farmecul limbii populare ca moștenire. Impresiile și le-a notat sub formă de scrisori, ceea ce era atunci la modă în Franța. Dezvoltarea artei sale de scriitor a fost influențată în mare măsură de lucrările scriitorilor din străinătate, bazele însă erau luate din ținutul natal.
Limbajul secuiesc, umorul, comicul limbii sunt caracteristici ale scrierilor sale. Scrisorile fictive erau destinate unei mătuși imaginare, o doamnă nobilă din Transilvania, care locuia la Constantinopol. Sunt mărturii scrise într-un stil plăcut, sincer, care descriu în mod amănunțit viața de pribegie, viziunea lui Micheș, dorul de casă, dragostea față de țara lui, prezentând Ardealul și satul natal Zagon ca pe niște tărâmuri de bas. Cele 207 de scrisori reprezintă amintirea vie a sufletului său credincios, care, pe lângă faptul că oferă o serie de informații despre ultimul capitol al vieții lui Rákóczi, l-au inițiat pe Mikes Kelemen în cariera lui de scriitor. În centrul cultural Mikes s-au mai amenajat încă două camere în memoria istoricului Csutok Vilmos și a actriței Kismonyi. Actrița care a obținut premiile Kossuth și Jászai, Kismonyi, și-a petrecut copilăria la Zagon. Până la vârsta de 17 ani, artista a trăit aici, tatăl ei fiind cantorul satului. Și mai târziu venea acasă cu regularitate, mai ales în perioada verii. În camera memorială, pe lângă fotografii, se poate vedea și pianul artistei. Artista este considerată una dintre cele mai mari actrițe de comedie din istoria filmului maghiar. Jaj, Gyula, Gyula, te alig eszel valamit. Majd én helyrehozlak, ne félj. Nem leszel nekem mindig olyan keszeg, akit az első szél elfúj. Most meg mit mosolyogsz rajtam, mi? Márcsi néni úgy beszél, mint a nagymama. Nagymama. Tudja is, hogy mi a jó. Már miért ne tudná? Megbízhatsz benne, mint apádban, vagy István bátyádban. De a főztitől óvakodj. István bátyád jön. Honnan tudja Nancsi néni? 100 közül is megismerem a kocsinkat, majd megtanulod te is. Minden kocsinak más az örgése, más a hangja, mint az ember. Tot fiul al satului este și istoricul Csutok Vilmos, directorul Colegiului Secuiesc Mico și al Muzeului Secuiesc. În redactarea lui a apărut memorialul la 50-a aniversare a Muzeului Secuiesc, care cuprinde lucrări de istoria artei, etnografice și de științe ale naturii. Renumitul muzeolog a trăit între anii 1874-1936. Conacul este totodată sediul Fundației Culturale Mikes Kelemen. Printre activitățile centrului se numără diferite manifestări, baluri, conferințe, tabere. În curte se poate vedea statuia lui Mikes, realizată de Bocskai Vince în 1997. Tot aici se află creația artistului plastic Monus Béla, realizată dintr-o creangă a stejarului Mikes, în cinstea pribeagului de la Rodoștu. Creația îl prezintă pe tristul Mikes în costum popular. Se mai poate vedea și un chip în vârstă, reprezentând-o pe mătușa fictivă, picioarele lor topindu-se în pământul secuiesc. În vechea clădire restaurată din cadrul centrului, camere confortabile îi așteaptă pe vizitatori. Tot aici s-a amenajat o sală de conferințe cu 120 de locuri, care este potrivită pentru diferite manifestări, întâlniri. Memoria lui Mikes este păstrată în mai multe locuri în satul său natal. În grădina Mikes, ruinele presupusei case natale au fost marcate cu un monument în secolul al XIX-lea. În locul vechiului monument s-a înălțat în regiune un nou monument în 1957. În vecinătatea grădinii se văd stejarii Mikes. Copacii de 300 de ani sunt ocrotiți și marcați cu sculpturi. Tradiția spune că acești copaci l-au văzut pe micul Mikes jucându-se la umbra lor. Marea parte a locuitorilor Zagonului este de religie reformată sau ortodoxă, dar sunt și credincioși romano-catolici. Biserica reformată a fost construită între anii 1783-1795 și păstrează elementele stilului baroc târziu.
Masa Domnului, sculptată în piatră, datează din anul 1856. Biserica, considerată monument istoric, este înconjurată de ziduri de cetate. Despre ceasul din turn circulă și azi o povestire interesantă. Conform acesteia, la târgul săptămânal, judecătorul satului a anunțat că localnicii zagonului vor să comande un turn cu ceas și a cerut participanților la târg să pună și ei bani. La această cerere, răspunsul a fost: dacă cei de la zagon vor ceas, atunci să și-l cumpere. Judecătorul supărat a și cumpărat un ceas, care însă nu era de niciun folos, deoarece acele ceasornicului erau întoarse. În parohia de lângă biserică este o bibliotecă care numără aproximativ 800 de volume din secolele 16-17, care provin din donația văduvei Cisei Mihaine Voinu Mario, soția fostului protopop reformat din anul 1862. Aici se păstrează darul oferit de tatălui Mikeș Kelemen, Mikeș Pal, în 1685, o butelie de vin din Staniu. Biserica romano-catolică reprezintă o atracție turistică, fiind construită în 1822 în cinstea prea fericitei doamne. Înăuntru se poate vedea placa memorială a pictoriței de altare, Saint Cheresti Ștefania. Orga datează din 1885, fiind a 170-a creație a lui Colonic István de la Târgu Secuiesc. Lângă biserică se află cripta baronului Saint Cheresti, cu epitafurile sale valoroase și cu mormintele celorlalți membri ai familiei în jur. Biserica românilor de la Zagon a fost construită în anul 1814 în cinstea arhanghelilor Gabriel și Mihail. Biserica acoperită cu șindrilă este monument. În partea cealaltă s-a înălțat o biserică nouă. Piața Elisabeta este o altă atracție a satului. În anul morții împărătesei austriace și reginei maghiare, 1898, au fost plantați tei în memoria ei, care stau și azi cu coroanele lor pompoase. În sat funcționează de secole unitatea de învățământ, bine organizată, realizată prin forțe proprii. Orban Bolaj amintește în lucrarea sa despre Ținutul Secuiesc că puține școli sunt în țară, atât de bine dotate, unde se învață timp de 6 ani tot ce este necesar pentru un sătean. Documentele țin evidența învățătorilor din 1790. În anul 1860, instituția a fost declarată școală model. În zilele noastre, satul are 3 școli. Școala generală a primit numele lui Mikeș Kelemen în 2000. A román anyanyelvűek 1-4 osztályos iskolája George Kozsbuk nevét viseli, az óvoda pedig John Kringa nevét vette fel. În clădirile renovate, copiii învață în condiții moderne. Demnă de renumele satului este și educația culturală din sat. Formațiile de dans, orchestrele de suflat, corul, cu un trecut renumit, reprezintă standardele vieții culturale, totodată joacă un rol important în consolidarea comunității, a tineretului. Tinerii din orchestra de suflat participă la multe manifestări, orchestra fiind mândria satului. Formațiile de dans au multe succese, atât românii cât și maghiarii își păstrează tradițiile.
Formația de dans de copii și tineret Lăcrămioara a fost înființată în 2004. De atunci au prezentat nenumărate spectacole. Formația română de dans Brădulețul îi uimește mereu pe spectator, modul lor de prezentare are succes pe toate scenele. Cel mai însemnat trecut îl are corul. În 2006, corul mixt Mikes Kelemen și-a sărbătorit a 125-a aniversare. Corul a fost printre primele din regiunea Trei Scaune, chiar și din Ardeal. În 1851 funcționa sub numele de Enekeidlet, cu 30 de ani mai târziu purta numele de Dolkör, al cărui urmaș este corul de azi. Corul se prezintă cu mare succes la diferite sărbători, concerte, concursuri naționale. Renumită a fost și grădinița celor de la Zagon, înființată în 1884, cu contribuția baronesei Saint Cheresti Stefanio. Instituția funcționează în această clădire renovată, cu
cu dotări moderne și de câțiva ani poartă numele gimnastei Sobu Cătălin. Cu acest lucru, satul își exprimă admirația față de multipla campioană olimpică, gimnasta cunoscută în toată lumea, originară din Zagon. În casa părinților Ecaterinei Sobu se pot vedea medaliile, cupele campioanei. Gimnasta a uimit lumea în 1984. La Olimpiada de la Los Angeles a câștigat 4 medalii de aur și o medalie de argint. Azi trăiește în Franța cu familia ei, lucrând ca antrenor. La Zagon se desfășura mereu o viață sportivă activă. Echipa de fotbal se numără printre cele mai bune în categorie. Echipa Mikeș a câștigat de 3 ani Cupa Județeană. La fel de talentată este și echipa de tineret, care se străduiește să ajungă în frunte. Imaginea satului este definită de construcțiile populare, atmosfera este accentuată de porțile secuiești cu porumbare, casele cu pridvor. În centru s-au amenajat parcuri deosebit de îngrijite. Vis-a-vis este primăria, renovată și lărgită. Clădirea datează din 1900. Primăria a început lucrările de renovare în 2006. Clădirea s-a lărgit cu o aripă nouă, astfel s-au amenajat mai multe birouri spațioase. Fiecare încăpere este dotată cu aparatură modernă. Ca o mândrie a primăriei, s-a amenajat o nouă sală de cununii. Festivitatea de inaugurare a avut loc la 7 februarie 2007, în prezența multor personalități județene, a primarului, oaspeților, prietenilor. După discursurile festive, binecuvântări și tăierea panglicilor, a urmat o recepție. În vara anului 2009, la Zagon, a avut loc o festivitate de triplă inaugurare. S-a ridicat un monument în cinstea scriitorului Domokos Geza, care, cu toate că nu s-a născut aici, a considerat Zagonul pământul său natal, unde a și fost înmormântat. În cadrul festivității s-a dezvelit și statuia din granit a domnitorului Rákóczi Ferenc al II-lea, cadou oferit de localitatea înfrățită Kiskure din Ungaria. Totodată, atunci a fost inaugurată noua sală a sportului. După discursul festival primarului Kishiozhev, a urmat un moment de reculegere în fața monumentului. Creația lui Botlaslu a fost înălțată în curtea conacului Mikeș Szentkereszty. Statuia domnitorului Rákóczi Ferenc al II-lea reprezintă lucrarea artistului Vorbo István și a fost așezată pe piața din fața conacului, fiind dezvelită de primarul localității Kiskure, Szén József. Creația a fost sfințită de dr. Pop Ghiză, episcopul Bisericii Reformate din Transilvania. Manifestarea a fost colorată de programe culturale, cu participarea unor artiști din localitate și din alte părți. În cursul după amiezii au avut loc concursuri sportive. A fost inaugurată o nouă sală de sport, construită cu ajutorul unor finanțări guvernamentale.
Lângă sală au fost date în folosință terenuri de mini fotbal și tenis de câmp. Zagon este o așezare care se dezvoltă cu avânt. Autonomia locală realizează anual mai multe investiții, se renovează școli, instituții publice. După 2002, în comună s-a construit o șosea nouă de 22 de kilometri, s-a reconstruit rețeaua de apă și se pare că satul va avea și o piscină. În așezare s-a format o categorie puternică de întreprinzători. Mai mult se ocupă cu comerțul, cu turismul, produsele proaspete de panificație fiind realizate aici. Datorită pădurilor, exploatarea și prelucrarea lemnului reprezintă una dintre domeniile cele mai importante. În sat funcționează mai multe unități de prelucrare a lemnului. Proprietarii de păduri se orientează și către turismul de vânătoare. Resursele vânătorești ale regiunii și compoziția faunei sunt favorabile pentru acest scop. Turiștii pot practica diverse forme ale vânătorii potrivit anotimpului. Posibilitățile de vânătoare sunt valorificate de vânătorii amatori, dintre care cei mai mulți vin din străinătate, reîntorcându-se an de an. În mediul sălbatic, chiar și a sta la pândă și a privi animalele reprezintă o adevărată aventură. De data aceasta, mai multe turme de porci sosesc în lanul de porumb. Odihna care aparține de vânătoare este asigurată într-o cabană vânătorească dotată modern. La 5 km de Zagon se află Păpăuți. Este un sat la poalele munților, în valea pârâului Păpăuți, cândva era centrul așezării comandu. Istoria satului se pierde în ceața evului mediu. Prima amintire scrisă datează din anul 1567, când se înregistrau 19 porți de către oamenii domnitorului Ianoș Zsigmond. Localnicii, pe lângă agricultură și creșterea animalelor, se ocupau cu exploatarea și prelucrarea lemnului. Cândva grinzile, scândurile, erau tăiate cu fierăstraie cu apă și se fabricau din acestea căruțe, căzi, șindrilă și diferite alte obiecte. Pădurile de la Păpăuți ofereau materie primă din plin și nu era lipsă nici de meșteri iscusiți. La începutul secolului al XX-lea, acest loc era paradisul produselor din lemn și a scândurii. Așezarea este legată de comandu cu un drum forestier de 20 de kilometri care trece printr-un peisaj de bas prin lanțul carpatin. Pe lanțul muntos cândva trecea și o cale ferată industrială, construită în 1905, azi se văd doar urmele șinelor. Păpăuți este o așezare cu o dezvoltare dinamică. Resursele mediului sunt valorificate după posibilități. Pășunile întinse reprezintă condiții favorabile pentru creșterea animalelor, se cresc mai ales bovine. La Păpăuți sunt mai mulți întreprinzători care văd posibilități în mai multe domenii. Astfel, pe lângă turism, se ocupă și cu construcțiile.
Marea parte a locuitorilor Păpăuțiului sunt de religie reformată. La începutul secolului al XVII-lea, satul avea deja biserică. În locul bisericii vechi s-au construit de mai multe ori biserici noi, forma de azi a bisericii datează din 1894-96. Turnul a fost înălțat între anii 1774-1785. Frumoasa clădire neogotică se află în curs de renovare. Spațiul său interior este unic în regiune. În biserică se pot vedea plăcile memoriale ale colonelului de husari Kishandur și Borobaș Șomu. Borobaș Șomu, renumitul fiu al satului, era istoric, cercetător al surselor medievale. S-a născut la Păpăuț în 1855. Casa lui părintească se poate vedea și azi. Datorită activității sale științifice, a fost ales membru al Academiei Maghiare de Științe în 1910. După pensionare, în 1915, s-a reîntors în satul său natal cu dorința de a-și dedica viața și forța de lucru, care i-a mai rămas scrierii istoriei secuiești. Rezultatul muncii omului de știință, care trăia o viață de sihastru, este volumul al 8-lea, apărut în Arhiva Secuiască, în 1934, care reprezintă totodată ultima secvență a activității sale. O parte însemnată a localnicilor este de religie ortodoxă. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, aveau deja o biserică de lemn, restaurată mai târziu de mai multe ori, oferită spre cinstire Sfintei Paraschiva în anul 1924. Conform tradiției populare, vremea rea, furtuna, nu putea dăuna dacă erau trase clopotele în turnul bisericii. Clopotul cu litere chirilice a fost turnat în 1852 în turnătoria de la Sfântul Gheorghe. Poți intra în curtea bisericii printr-o poartă secuiască. Biserica a fost reconstruită cu folosirea materialelor și a obiectelor vechi în anii 1980. Cealaltă biserică ortodoxă a regiunii este mai nouă. Biserica cu 100 de locuri, cu 3 turnuri, este o clădire în stil grec, aflată de-a lungul străzii principale, în partea de sus a satului. Clădirea cu 3 turnuri a fost înălțată în anii 1930, în stil neobizantin. Satul te uimește pas cu pas cu monumente istorice valoroase și alte atracții. La intrarea inferioară stă de pază o poartă secuiască uriașă, sugerând faptul că aici oaspeții sunt primiți mereu cu drag. Înălțarea porților în spații publice este o tradiție veche în regiunea Trei Scaune. Această poartă a fost înălțată în 2004 de către primărie. La Păpăuț exista deja în secolul al XVI-lea o școală religioasă. Clădirea de azi a fost construită în 1909. În spațiul dintre școală și primărie se află Monumentul Eroilor, înălțat de comună în 2002. Un personaj principal al vieții culturale din Păpăuț este formația de dans Lilium. Formația, care are câțiva ani, a apărut deja la mai multe manifestări, fiind invitată și pe scene din străinătate.
aflat într-o vale, într-un mediu păduros, reprezintă punctul de plecare către munții din regiunea Trei Scaune, de-a lungul văii pârâului Păpăuți, deschizându-se un peisaj mirific. Atracțiile comunei Zagon reprezintă valori neprețuite. Peisajul fermecător oferă recreere întotdeauna. Locuitorii prietenoși ai satelor îi primesc cu drag pe vizitatori. Cel care a fost aici odată îndrăgește locurile și nu le poate uita niciodată.